siguranță este cel mai important eveniment din agrobusiness din Moldova. Cred că reunește majoritatea fermierilor și a firmelor producătoare de semințe din piață. Probabil că de la an la an va crește. Semănat în acest an un hibrid nou, Orpheus, am avut încredere în genetica Syngenta, nu m-am înșelat, pe Orpheus l-am remarcat încă din primele stadii de vegetație, are un foliaj foarte dezvoltat, o talie înaltă, inserția ștuletului este sus, un greening foarte bun, deci rezistă mult mai mult în vegetație față de alți hibrizi și un ștulete generos, să zicem, mare. Ne-am închis pe o medie de 10 tone la hectar în acest an. Este un rezultat foarte bun și noi am avut pe anumite sole 12-13 tone. Hibridul Orpheus a avut o pondere destul de mare în ferma noastră, ceea ce înseamnă că ne-a ridicat media fermei. Vom mai reînsămânța și la anul, vom însămânța acest hibrid și o să mai încercăm și un alt hibrid de care am auzit numai lucruri bune, Zephyr. Și de ce nu și alții. Și la Floarea Soarelui am avut 3 hibrizi, Sumico, Bacardi și Neostar. Nu ne-am înșelat cu ei, am avut sole și peste 4 tone producție. Cu siguranță vom continua pe această genetică Syngenta.